Doar două spitale gorjene din totalul de 8 au fost acreditate. Spitalul de la Dobrița și Spitalul Orășenesc Novaci au primit acreditarea de la Ministerul Sănătății, iar în urma acesteia, cele două unități spitalicești vor putea încheia contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, cea mai mare unitate spitalicească din Gorj, va primi vizita Comisiei pentru Acreditare abia la anul, deoarece șefii unității medicale au obținut o nouă amânare. Pentru a încerca să obținem acreditarea, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a mai făcut o solicitare către Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor pentru a obține o nouă amânare și actualmente avem certitudinea că procesul de acreditare va începe în trimestrul 1 al anului 2016. Managerul SJU, Tiberiu Tătaru, a mai declarat că speră ca până la acea dată să fie puse la punct toate aspectele necesare obținerii acreditării. Eu consider că Spitalul Județean împreună cu Consiliul Județean Gorj vor reuși să asigure tot necesarul care trebuie în privința obținerii acreditării. Vizita reprezentanților de la Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor a mai fost amânată de 3 ori din cauza complexității și numărului indicatorilor pe care trebuie să îi îndeplinească unitatea spitalicească pentru a primi acreditarea de la Ministerul Sănătății. Tot în primul trimestru al anului 2016 este așteptată comisia și la spitalele din Târgu Cărbunești și Turceni. De asemenea, în vara anului viitor, reprezentanții unităților medicale din Motru și Rovinari vor primi vizita Comisiei de Acreditare. Cât privește Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu, acesta va fi inspectat în trimestrul 3 al anului 2016. Și aici managerul a solicitat amânarea vizitei pentru a finaliza lucrările la ambulatoriu.